Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Strategie în alb și negru, emisiunea care aduce șahul mai aproape de casele dumneavoastră. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să vedem pentru început care sunt noutățile. Săptămâna trecută a avut loc în București lansarea celei mai recente cărți scrise de Ionuț Iamandi, pe care l-ați cunoscut de curând în platoul emisiunii noastre. Volumul, intitulat Șahiștii povestiri, este de proză scurtă, cu personaje și întâmplări inspirate din lumea șahului, dar și cu unele inserții autobiografice. Printre cei care au vorbit în cadrul lansării s-a aflat și marele Florin Gheorghiu, căruia îi este dedicată una dintre povestirile din carte, în a cărei prefață veți găsi următorul fragment de text. Sunt 32 de povestiri care parcă pluteau de ceva timp pe lângă mine și pe care, iată, le-am strâns ca într-un set complet de piese de șah. Ele arată, cred, cât de multe și profunde lucruri poate spune acest joc despre condiția umană, indiferent de timp sau de loc, din satele românești până în îndepărtata Japonie, de la bătrânii fără vârstă până la copiii minune. Alături de marele maestru internațional Florin Gheorghiu au mai vorbit în cadrul lansării Ion Bogdan Lefter, critic literar, Andrei Manolescu, autorul prefeței volumului, editorul Valentin Așder, precum și Cezar Iulian Armașu, editor al revistei Palas Athena. Anul trecut, turneul candidaților a fost câștigat de rusul Ian Nepomniachtchi și de aceea el este cel pe care îl vom vedea jucând în curând cu Magnus Carlsen pentru titlul mondial. Meciul dintre cei doi, care va cuprinde 14 runde de șah clasic, va avea loc în luna noiembrie în Dubai. În alt ordine de idei, în urma rezultatului de la Cupa Mondială recent încheiată în Rusia, doi șahiști s-au calificat pentru următorul turneu al candidaților. Abia acolo se va decide cine va fi viitorul challenger al titlului de campion mondial, cel care va juca fie cu norvegianul Magnus Carlsen, dacă își va păstra titlul și anul acesta, fie cu rusul Ian Nepomniachtchi. Îi felicităm pentru calificare și le urăm succes în drumul spre titlul suprem la șah. Duminică vor avea loc la Iași alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Șah. Sunt așteptați la vot reprezentanții cluburilor de șah din România pentru a alege unul dintre cei doi candidați. Ați aflat deja în ediția trecută programul lui Ion Șerban Dobronăuțeanu, iar astăzi îl veți cunoaște pe Vlad Ardeleanu, candidat la funcția de președinte al Federației Române de Șah. Data trecută, invitatul nostru Ion Șerban Dobronăuțeanu v-a propus această diagramă cu enunțul albul mută și face mat în trei mutări. Este o poziție care a survenit chiar în cadrul unei partide desfășurate recent în Cupa Mondială, la Cupa Mondială din Rusia. Așadar, albul este la mutare. Turn A8 era prima mutare. Felicitări celor care au găsit-o. Putem să ne dăm acest turn. Negrul a și cedat în acest moment în cadrul partidei pentru că a văzut ce urmează. Trebuie să captureze cu nebunul, nu poate să ia turnul cu regele pentru că avem și acest cal în B6. Iar apoi, bineînțeles că albul are mat în două mutări, după cal C8 șah. Negrul nu poate să mai plece pe coloana B pentru că am deschis accesul turnului plecând din cal. Poate doar să mute din rege. Câmpul A7 de unde a plecat este acum controlat de calul nostru și urmează turn B6, turnul apărat de cal și este mat. Așadar, o poziție în care acest sacrificiu de turn a survenit cu enunțul albul mută și dă mat în trei mutări. Astăzi, la șahul de poveste, vorbim despre americanul Abhimanyu Mishra, în vârstă de doar 12 ani, devenit recent cel mai tânăr mare maestru din lume. La fel ca în alte sporturi, și la șah vedem jucători din ce în ce mai buni la vârste fragede. Recordul deținut ani de zile de către Sergei Karjakin, care a ajuns în 2003 mare maestru la doar 12 ani și 7 luni, a fost doborât recent de americanul Mishra, care tocmai a ajuns mare maestru la doar 12 ani și 4 luni. Mishra s-a născut în 5 februarie 2009 în New Jersey, Statele Unite ale Americii. A obținut a treia normă de mare maestru luna aceasta la un puternic turneu din Budapesta după ce l-a învins pe marele maestru Leon Medonca.
Acesta depășise deja coeficientul ELO de 2500 necesar pentru a obține titlul în luna iunie, reușită care i-a deschis calea pentru a depăși recordul lui Cariachin. Stabilirea unor noi recorduri este ceva cu care Mișra s-a obișnuit. Devenise deja cel mai tânăr maestru național când avea doar 9 ani, iar la vârsta de 10 ani devenise cel mai tânăr maestru internațional. Tânărul a postat un mesaj de celebrare pe Twitter, afirmând că am dat în sfârșit șahmat celui mai mare adversar, referindu-se la pandemia în desfășurare, care m-a oprit pentru 14 luni. Mulțumesc tuturor pentru toată dragostea și sprijinul vostru, a mai spus acesta. Doamnelor, domnilor, a venit momentul să discutăm cu invitatul nostru de astăzi. Este vorba despre Vlad Ardeleanu, candidat la funcția de președinte al Federației Române de Șah. Antreprenor și manager de carieră, a fondat și gestionat mai multe afaceri în Europa Centrală și de Est. Cu 20 de ani de experiență în management executiv, a generat sute de milioane de euro creștere în valorile totale ale acțiunilor companiilor pentru care a lucrat de-a lungul timpului. Este de mai mulți ani implicat în diverse proiecte de susținere a comunității sportive. A adus în România Grand Cestura atât în 2019, cât și anul acesta, când a avut loc în București prima etapă a prestigiosului circuit Grand Chess Tour 2021. Domnule Ardeleanu, bine ați venit în platoul emisiunii Strategie în alb și negru și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. V-aș întreba de la bun început, ce v-a determinat să luați această decizie de a candida pentru funcția de președinte al Federației Române de Șah? Pentru a da un răspuns mai simplu, aș spune că e un moment propice în viața mea în care cred că sunt pregătit să dau înapoi comunității, să dau înapoi sportului care m-a ajutat în viață prin diversele mijloace și metode pe care astăzi le avem la dispoziție și pe care cred că pot să le aduc în lumea șahului, astfel încât acest sport minunat să beneficieze de o continuă dezvoltare în România. Așadar, considerați că practicarea șahului în copilărie v-a ajutat în parcursul dumneavoastră profesional. Mă bucur să aud acest lucru și știu că ați învățat șah de la bunicul dumneavoastră la vârsta de 6 ani. Așa este? Așa este. Mi-aduc aminte și acum tabla de șah pe care am primit-o cadou, cred că de la vecinii noștri, și bunicul meu a stat cu mine în fiecare seară și mi-arăta mutările de șah. Mi-aduc aminte și primul club de șah, Clubul Medicina din Timișoara. Mi-aduc aminte că eram la școala generală care ne-a dus la Casa Pionierilor pe vremea aceea și eu am luat un drum pe coridoarele Casei Pionierilor și era deschisă o ușă într-o cameră unde se analiza o partidă de șah. Eram, cred, în clasa a doua sau în clasa a treia. Am intrat în camera respectivă, erau domni mai în vârstă acolo, care m-au luat și au văzut că joc șah, că înțeleg jocul de șah și m-au trimis imediat la Clubul Sportiv Școlar în Timișoara. Și de acolo a început o poveste frumoasă. Șahul a ocupat destul de mult timp în copilăria mea, mi-a plăcut să joc șah. Am avut doi antrenori pe care îi iubesc și acum, îi respect, pe domnul Emil Ungureanu, maestru internațional, și pe Otilia Ganț. Da. Cu Otilia chiar am vorbit zilele trecute. M-a felicitat pentru implicarea mea în lumea șahului și cam de acolo sunt rădăcinile șahului în ceea ce mă privește. Consider că șahul m-a ajutat extrem de mult în viață, mi-a ordonat gândirea, m-a ajutat în momentele de cumpănă să fiu mai puternic, să trec peste înfrângeri și cred că îi datorez destul de mult. Am spus asta de fiecare dată, practic am fost ajutat și eu la rândul meu în viață să-mi fac autocritica, să-mi analizez personalitatea, să văd ce pot să îmbunătățesc, ce pot să schimb. Și în toate aceste momente de analiză revenea cumva ajutorul pe care îl primesc de undeva și cel mai probabil de la sportul care l-am practicat când am fost mic, adică șahul. Am încercat și eu după aceea să analizez punct cu punct care sunt valențele șahului, mai ales, dacă vreți, aduse la situația de astăzi, la societatea de astăzi.
Și cred că făcând o paralelă, putem spune că șahul astăzi este chiar mai important decât era în vremea în care am copilărit eu, acum 30-40 de ani. Și aici putem să enumerăm faptul că trăim într-o societate care iubește viteza, trăim într-o societate în care capacitatea noastră de concentrare este redusă la un minimum. Șahul te ajută extrem de mult să poți să focalizezi, să poți să decizi ceea ce este important pentru tine și ce este mai puțin important. Șahul te ajută să îți asumi... Trăim într-o societate care este obișnuită cu confortul mai mult ca niciodată. O societate care de cele mai multe ori refuză riscul, și anume faptul că e bine să stai afară de pericole, dar dacă vrei să faci ceva cu adevărat important în viață, trebuie să-ți asumi bătălii, trebuie să-ți asumi riscuri, trebuie să asumi orice fel de inițiativă presupune risc, iar șahul, prin regula lui simplă, că nu poți să-ți iei mutarea înapoi după ce ai făcut-o, te obligă să trăiești cu toate consecințele mutărilor pe care tu le faci, atât în șah sau în viața reală. Deci paralela este foarte reală. Te responsabilizează, bineînțeles. Te responsabilizează. Cum v-ați gândit să veniți în sprijinul celor care organizează competiții de șah pentru copii? Știm că sunt foarte mulți implicați care se ocupă de aceste competiții, dar... Totuși este foarte greu. Sprijinul venit direct de la federație uneori lipsește și atunci ei trebuie pe cont propriu să se ocupe de popularizarea șahului, fiecare în orașul unde are un club sau unde se ocupă de șah. Ce planuri aveți în a veni în sprijinul acestor oameni, acestor profesioniști în domeniul șahului? Da, acesta este primul proiect din lista de 10 proiecte cu care eu candidez. Este și din punctul meu de vedere probabil cel mai important proiect. Adresează o primă problemă a faptului că mari maestri ai șahului care se află astăzi în top 10 performanță nu pot să trăiască doar din șah. Au nevoie de turnee care să fie puternice și care să aducă premii importante, și pe ruta asta ajungem și la organizatorii de turnee care trebuie sprijiniți astfel încât să poată să organizeze genul ăsta de turnee. Acum aș putea să spun că un pic din experiența de la Grand Chess Tour mă ajută în a înțelege care este dinamica unui organizării unui astfel de turneu. Și aș spune că federația trebuie să ajute la construcția unui turneu de Grand Prix, cum l-am numit noi, care să aibă mai multe etape, care să fie open în etapele lui, cu o finală închisă pe care o vedem spre sfârșitul anului, undeva probabil la București. Aceste turnee să fie organizate în orașele mari din România și astfel să beneficieze de o comunicare suficient de puternică pentru a sparge acel cerc vicios, cum îl numesc eu, care țin oarecum banii departe de șah. Noi trebuie să începem să construim un cerc virtuos, astfel încât el să poată să aducă bani în șah. Și aici mă refer la faptul că dacă nu avem o grilă de performanță a organizării, mă refer la locație, mă refer la cum arată locația, mă refer la cine participă, la câți participă. Avem deja o problemă. Dacă ajungem să adăugăm comunicare peste modul de organizare a turneelor, deja începem să construim într-un mod virtuos, pentru că banii pot să vină, dar banilor trebuie să le dai ceva în schimb. Sponsorilor trebuie să le dai ceva în schimb și trebuie să ajungi să ai o organizare care să aibă la rândul ei o comunicare care să poată să facă să atragă sponsor la nivel local, și noi vom crea o fișă de performanță pentru fiecare turneu care, odată ce are bifate toate aceste elemente de performanță, federația va veni și va ajuta organizatorii de turnee, va da
subsidii, va ajuta cu bani organizatorul, acești bani se vor duce direct în premii, dar practic va întoarce performanță întregii construcții, astfel încât aceste turnee să poată să aducă premii mai mari, să aducă mari maestri, să aducă performanța în șah, să aducă jucători internaționali și să dea posibilitatea ca cei care fac performanță în șah să continue să rămână în șah, să poată să trăiască din șah și cu asta să crească la nivel de ELO, să luăm mai multe medalii, etc., etc. Practic, cu asta ajutăm performanța de înaltă performanță în șah. Practic, vă gândiți să creșteți popularizarea de la vârf a șahului în România, astfel încât, crescând imaginea șahului în România, să puteți accesați mai ușor acești sponsori, să aveți diferite colaborări, prin intermediul cărora să ajungă în cele din urmă și cei care organizează turnee mai mici să beneficieze de un sprijin. Dacă am înțeles corect, este într-adevăr o viziune foarte bună. Ați demonstrat de-a lungul anilor că ați gestionat foarte bine toate situațiile cu care v-ați confruntat. Eu văd în același scop această promovare a șahului, care poate să ducă pe termen lung la niște condiții mult mai bune în șah. Și totuși organizatorii, cei la un nivel foarte jos, spun că ei sunt cei care contribuie la generarea acestei baze. Sunt oameni care se ocupă de mii și mii de șahiști, din care doar 2-3 ajung în vârf și ei trebuie practic să beneficieze de niște fonduri de la bun început și de aceea v-am pus această întrebare. Bineînțeles că și imaginea de ansamblu este la fel de importantă, poate chiar mai importantă. Turneul din București a fost unul grandios, bineînțeles, a fost pentru mine personal o mare bucurie să văd că s-a organizat așa ceva în România și mă bucur să aflu că se vor mai organiza. Să revenim puțin la începuturile în șah. Atunci când jucați efectiv în Timișoara, când erați copil, ce vă plăcea cel mai mult în cadrul unui turneu? Ce vă atrăgea către un turneu de șah? Oamenii din șah mi-au plăcut totdeauna. Profesoara mea, doamna Ligia Jikman, a fost un om deosebit de la care am învățat foarte mult. Competiția, faptul că în fiecare zi trebuia să câștig o bătălie, probabil că și asta a fost determinantă. Mi-a plăcut ordinea și corectitudinea, transparența, faptul că la șah ai reguli simple și clare. Nu există posibilitatea să o iei într-o parte sau într-alta. Trebuie pur și simplu să-ți asumi, să iei decizii și să câștigi la finalul zilei. Claritatea, probabil că lucrurile astea când eram eu copil erau mai greu de înțeles așa cum le spun eu acum. Dar am întâlnit oameni foarte frumoși în șah, am rămas alături de ei ca și sunt prieten cu foarte multe lume care activează în șah, am rămas și peste 30 de ani în contact cu dânsii. A fost o etapă foarte frumoasă. Eu nu am ajuns la o performanță în șah, aș spune, de departe. Pentru mine șahul a ajuns destul de repede un hobby, să-i spunem așa, pentru că intrat la liceu în Timișoara, la un moment dat a trebuit să aleg între școală și șah, cel așa puțin astea au fost discuțiile la mine în familie, dar cu sufletul am rămas totdeauna alături de șah și de fiecare dată când am putut să revin în șah cu un sprijin din afara lui și mai departe, am făcut-o. Așa este, șahul dezvoltăm această dragoste pentru șah care este pe viață și antrenorii noștri, primii noștri antrenori sunt cei care ne trezesc această dragoste pentru șah. Cred că
ați luat o decizie foarte bună să continuați și în alte domenii în care ați performat și totuși acesta este obiectivul nostru până la urmă, să convingem cât mai mulți oameni să facă șah. Nu toți vor face neapărat la un nivel de înaltă performanță, dar cu siguranță tuturor le va folosi în viață, așa cum și dumneavoastră va folosi și sunteți un model în acest sens, un model a efectelor benefice pe termen lung a practicării șahului. Vă urez succes la alegeri. În cazul în care veți fi viitorul președinte al Federației Române de Șah, vă mai așteptăm cu siguranță în emisiune. Rămâneți oricum alături de noi să propuneți o diagramă și pentru telespectatori și până atunci, dacă mai aveți un mesaj pentru fanii emisiunii. Am vorbit despre performanța de vârf în șah. Un al doilea pilon al programului meu se referă la creșterea bazei de selecție, unde văd o comunicare semnificativ crescută a șahului către toate categoriile sociale, și aici mă refer cel mai mult la zona de copii și de părinți, pentru că și eu am doi băieței mici și văd lupta părinților cu timpul de ecran și cu tableta și cu telefonul, cum încercăm să le smulgem copiilor din mână acest ecran. Dar dacă vom putea să convingem părinții, în primul rând, că o lecție de șah pe tabletă sau chiar un meci de șah pe tabletă rezolvă cele două probleme, adică dezvoltă gândirea copilului, beneficii serioase pe termen lung pentru dezvoltarea lui, dar rezolvă și această dragoste a ecranului pe care o dezvoltă copiii, astfel încât toată lumea să beneficieze din asta. Și cu acest lucru cred că eu îmi propun să creștem semnificativ, eventual să dublăm baza de copii, amatori, oameni care iubesc șahul, să vină în șah și să își învețe copiii șah, să joace șah, că atât pentru copii, cât și pentru amatori, practicarea șahului în această societate modernă, o societate a vitezei, este ceva extrem de valoros, este un sport miraculos care te liniștește, îți dă un focus al gândirii, te ajută pe mai departe. Deci este toată lumea câștigată dintr-o mai bună comunicare și o dezvoltare a sportului minții. Vă mulțumesc pentru toate aceste gânduri, rămâneți alături de noi și până atunci, doamnelor și domnilor, urmează cugetarea regelui. Șahul face cinste spiritului omenesc. Așadar, diagrama propusă, dragi telespectatori, domnule Ardeleanu, cu ce îi provocați pe fanii emisiunii? Avem aici un final de ture, în care albul vedem că se află în dificultate evidentă, dar există o soluție, o mutare a albului, prin care albul reușește să se salveze și să facă remiză. Așadar, albul mută și face remiză. Este enunțul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă aștept cu mare drag și cu altă ocazie. Plăcerea a fost de partea mea. Vă mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, vă invit să ne trimiteți răspunsurile dumneavoastră la diagrama propusă de Vlad Ardeleanu pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Așa cum ați văzut, cei mai fideli telespectatori primesc câte o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. Suntem cu ochii pe e-mail. Ediția de astăzi a ajuns la final, dar vă dau întâlnire la o nouă ediție Strategie alb și negru sâmbăta viitoare de la 10:30, când vă aștept cu un alt invitat cu noi diagrame și povestiri din lumea șahului. Iar până atunci, nu uitați de gimnastica minții. Emisiune oferită de compania Erbașul.